Consilierii locali din Iași au votat ieri proiectul de construire a infrastructurii pentru învățământ dual agrite, care ar putea fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul presupune construcția în regiunea Ezereni pe un teren pus la dispoziție de USV Iași a unui complex care va cuprinde o cantină, o unitate de cazare, sală de sport, cât și laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație. Consorțiul Agritec este format din 16 membri din regiunea nord-est, iar liderul de parteneriat este Universitatea pentru Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași. Bugetul proiectului este de peste 125 de milioane de lei valoare din PNRR, iar bugetul alocat de municipiul Iași este de peste 1,3 milioane de lei. Termenul maxim de implementare a proiectului este 30 iunie 2026.